Dragilor, haide să pregătim o salată orientală de post super delicioasă și într-un mod foarte ușor. Rămâneți până la final pentru că vă voi arăta câteva trucuri pentru ca salata să iasă super gustoasă. Punem într-o cratiță aproximativ 2 litri-2 litri și 2 litri jumătate de apă și de asemenea o linguriță de sare. În această apă adăugăm cartofii, eu am folosit 4 cartofi potriviți și punem de asemenea și un morcov, acesta va da un gust bun salatei și de asemenea și un aspect plăcut. În momentul în care apa începe să clocotească, lăsăm să fiarbă morcovul aproximativ 10-12 minute, timp în care el va fi fiert, apoi îl scoatem și lăsăm cartofii să fiarbă în continuare până când o furculiță introdusă în mijlocul unuia dintre ei va intra foarte ușor. Timpul de fierbere poate varia de la cartof la cartof în jur de 20-25 de minute. După ce s-a fiert morcovul, l-am scos din apă, iar apoi am scos și cartofii în același castron, și am lăsat să se răcească cât de cât pentru a-i putea manipula. În timp ce se răcesc cartofii, mă voi ocupa de ceapă. Eu am aici o jumătate de ceapă pentru că doar atât voi folosi la salată. Voi dacă doriți puteți să puneți o ceapă întreagă. Ceapa se taie în solzișori subțiri. Este important ca ceapa să fie tăiată foarte fin pentru că așa nu ne va deranja în momentul în care o vom consuma în salată. Dar cum vă spun de fiecare dată, depinde de gustul fiecăruia. După ce am terminat de tocat ceapa și am desfăcut toate straturile acesteia, o punem într-un bol și peste ea adăugăm puțină sare, cam un sfert de linguriță și de asemenea adăugăm și 3-4 linguri de oțet. Amestecăm puțin, după care vom lăsa ceapa la odihnă timp de 10-15 minute, timp în care va dispare acea iuțeală specifică cepei și totodată oțetul îi va da un gust foarte bun. După ce cartofii s-au răcit puțin, putem să începem să îi decojim, după care îi depozităm într-o farfurie până în momentul în care îi vom toca felii. După ce am terminat cartofii de decojit, îi tăiem pe jumătate, iar fiecare jumătate o vom tăia în felii cu o grosime de aproximativ 3 mm. Însă depinde de gustul fiecăruia. Dacă doriți, puteți să-i tăiați și în cuburi mai mari. Acum depinde de fiecare cum îi place. Tocăm de asemenea și morcovul tot așa în rondele mai groase. Iar apoi peste cartofii și morcovul pe care l-am pus într-un castron adăugăm ceapa pe care bineînțeles am scurs-o foarte bine de oțetul în care a stat. Adăugăm și rondele de castraveciori murați, eu am folosit 3 bucăți, însă și aici cantitatea depinde de gustul fiecăruia. Adăugăm și măsline negre, tot așa cantitatea dorită, eu am pus aproximativ 2 mâini. Puteți să folosiți și măsline verzi dacă doriți. Adăugăm sare după gust, însă foarte puțină, deoarece cartofii și morcovul s-au fiert cu sare. Măslinele au și ele de asemenea puțină sare, așa că nu este nevoie de foarte multă. Punem și 2-3 linguri de ulei, dacă aveți de măsline, mult mai bine. Și dacă doriți, tot acum puteți să adăugați și puțină maioneză vegetală sau de post. Eu am o variantă foarte rapidă de maioneză cu cartofi, deci nu este nimic complicat. Puteți chiar să opriți din cartofii pe care i-ați fiert, opriți jumătate de cartofi și faceți puțină maioneză, după care o adăugați la salată, pentru că va da un gust foarte bun. Însă dacă doriți rețeta de maioneză de post, eu am să vă las linkul în descriere pentru a vedea cum se pregătește. Amestecăm cu o lingură toate ingredientele iar la final putem să mai adăugăm încă puțin oțet dacă dorim. Trebuie să ținem cont că ceapa a stat în oțet și are acel gust de oțet pe care și-l va lăsa în salată. De asemenea, castraveciorii sunt și ei acri, așa că adăugați oțet exact cât vă place. Eu la final am adăugat și două linguri de oțet de mere. Mai amestecăm puțin și salata este gata. Însă, pentru a fi foarte gustoasă, este bine să o introducem la frigider pentru aproximativ 2-3 ore. În acest timp, cartofii își vor lua foarte bine gustul de la celelalte ingrediente. Așa arată la final salata orientală. După cum vedeți, are un aspect foarte plăcut și vă asigur că este și foarte gustoasă. Încercați și voi această variantă pentru că sigur vă va încânta. Dragilor, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă este așa, nu uitați să o trimiteți și prietenilor pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la videoclipul următor. Numai bine tuturor!